Bună ziua, bine ați venit la Sara Studio, în cabinetul de cosmetică, unde astăzi vă invit să aflăm care sunt pașii unui tratament cosmetic profesionist, făcut ca la carte. Începem întotdeauna un tratament cosmetic cu demachierea. O demachiere care trebuie să ne dezvăluie porii și problemele pe care un ten poate să le aibă. Recomandarea profesioniștilor este ca un tratament cosmetic să se facă la 30 de zile. Dar, pentru că în timpul iernii nu ne hrănim foarte bine, ne lipsesc vitaminele, dar asta trebuie să facem primăvara, să energizăm tenul, să folosim tratamente care oxigenează foarte bine. Una din ingredientele active foarte, foarte importante pentru această perioadă este vitamina C, pe care o găsim în tratamentele Power C de la Skeindor. E nevoie de o analiză a tenului? Categoric. Categoric. Alege o cremă și de a alege un tratament. După ce am făcut demachiere și tonifiere, pentru că tonicul desăvârșește demachierea, este posibil ca după să ne mai rămână impurități pe piele, tonifiem și apoi facem un diagnostic al tenului. Este foarte important pentru tehnician să știe ce anume face în cabinetul cosmetic, dar este foarte important și pentru clientă, pentru viitor, să știe în momentul în care își cumpără o cremă ce anume să ceară. O să folosesc tratamentul cu vitamina C despre care am vorbit mai devreme, însă înainte de asta am să-i fac un peeling care este foarte, foarte important. Orice tratament cosmetic trebuie să conțină un anume fel de peeling, care este un peeling enzimatic, un peeling mecanic, un peeling chimic de diverse concentrații. Trebuie făcut. Noi astăzi o să facem un peeling cu microdermoabraziune. Este un aparat cu ajutorul căruia îndepărtăm celulele moarte și care are și un vacuum. Atenuează și din riguri. Categoric. Categoric. Am terminat cu peelingul. Am îndepărtat pielea moartă, acum avem porii perfect curățați, deschiși, gata să-și primească ingredientul activ. Avem aici o fiolă de vitamina C, o concentrație de 15%. Din câte știu eu, este cea mai mare concentrație pe care o găsim în produsele cosmetice. Extract de rodie cu o concentrație de 6% de vitamina C. Pe care îl mai masăm puțin. Ca să intre bine, bine, bine în piele. La final aplicăm o mască care este în același timp calmantă, pentru că tenul nostru lucrează așa la trap acum, și în același timp conține aloe vera, care este foarte, foarte hidratantă. Mascuța are dublu rol sau chiar mai multe roluri. Dacă mă gândesc mai bine, în primul rând, ce am spus, de calmare, apoi ajută și ea ca ingredientele active pe care eu le-am pus în decursul tratamentului să intre mai bine în piele
și de hidratare. Deci am zis vreo 3 până acum și poate dacă mă gândesc mai găsesc. Deci este foarte important să folosim măști. Asta vreau să spun de altfel. Acasă săptămânal. Dar și astea, exact ce spuneam mai devreme, neapărat trebuie la recomandarea unui specialist. Nu mergem noi să cumpărăm orice fel de mască găsim în comerț. Din păcate, nici vânzătorii din magazinele de specialitate nu știu foarte bine ce să recomande. Și atunci e bine să știm de la un medic dermatolog sau de la un cosmetician exact ce tip de piele avem și nevoile de moment, pentru că nevoile se pot schimba. Se poate schimba chiar tipul de ten de-a lungul vieții, pentru că, știu, schimbăm clima la un moment dat sau din cauza utilizării a unor produse nerecomandate pentru piele, e posibil să ne schimbăm tipul de piele, să devină sensibil sau acneic și atunci, de astea, vizitele periodice la specialist le recomand cu căldură. Ce alte tipuri de tratament mai putem alege la Sara Studio? În principiu, orice piele intră în cabinetul cosmetic de la Sara Studio beneficiază de ceea ce are nevoie. Dar vorbind așa, în general, tratamentele sunt de hidratare, de curățare, curățare profundă, de albire acolo unde sunt pete pigmentare și este nevoie, de întinerire, anti-age, care sunt multe tratamente, nu doar un singur tip de tratament. Apoi mai sunt cele de hrănire, acolo unde este vorba despre un ten tern, știu, pentru de fumătoare, de exemplu. Chiar și acesta cu vitamina C este recomandat pentru fumătoare, pentru că luminează foarte bine, atenuează petele pigmentare. Aș vrea să ne spuneți câteva lucruri și despre microdermabraziune. Cui este recomandată și dacă alegem un număr de ședințe pentru a rezolva o anumită problemă a tenului sau pentru a scăpa de riduri, pur și simplu, și a nu ajunge la injectări? Microdermoabraziunea, în primul rând, ajută la regenerare. Îndepărtând straturile de piele moartă, noi stimulăm pielea să producă alte celule, care în principiu trebuie să fie unele sănătoase. Și nu prea avem, adică foarte puține persoane au interdicție de a folosi microdermoabraziunea. Tenurile extrem, extrem de sensibile, cu perotice sau cu probleme de piele, dermatite, adică lucruri care depășesc domeniul și expertiza noastră și care trebuie să ajungă la dermatolog. Recomandarea este de o ședință pe săptămână, o ședință la 10 zile, în pachet de 6. Cam asta ar fi minimum pentru a avea rezultate. Cu mențiunea că aceste terapii, grupate câte 6, câte una pe săptămână, se fac doar în anotimpurile reci. Din octombrie până în aprilie. În timpul verii nu sunt recomandate terapiile cu microdermoabraziunea. O putem folosi în timpul tratamentului, pe post de peeling, dar nu în terapie, pentru că pielea proaspătă care se formează după se pătează foarte ușor de cauza razelor soarelui. Deci este perioada ideală? Acum da, până în aprilie încă se mai poate face. Beneficiile sunt multiple. Poate beneficia un ten acneic, poate beneficia un ten cu pete, iar pentru riduri, nu mai vorbim, este minunat.